Dacă duminică ar avea loc alegeri anticipate, că tot se discută în această perioadă scenariul acesta, PNL, USR Plus și UDMR ar mai putea forma o majoritate? Exclus. Dacă mâine am avea alegeri anticipate, aceste partide împreună cu greu ar atinge 40%. Probabil în jur de 35% cu indulgență. Deci ar mai fi exclus. Nevoie de încă un partener? Exclus. Ar mai fi, și care n-ar mai exista. Adică, poate AUR. Poate, sigur. AUR ar face la o majoritate. Se mai înțeleg. Exact. Culmea, am avut, vorbeam la un moment dat, se vorbește într-o istorie mai puțin mai îndepărtată de... Există un termen și cred că mulți dintre noi l-au învățat și la școală, monstruoasa coaliție. Sigur, bun, nu putem aplica aici, acolo era vorba despre altceva, dar cumva nu ne-am fi așteptat acum 8 luni să vedem o întâlnire pe culoarele Parlamentului și o strângere de mână pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva unui guvern de centru-dreapta de către AUR și USR. Asta... Politica e plină de surprize. Politica, într-adevăr, și... e plină de surprize. Repet, e facil acum să acuzi doar o tabără, doar USR. Cred că ambele tabere, aici UDMR e cumva un actor parțial pasiv și au și ei, sigur, anumite elemente care le pot fi reproșate, dar ambele tabere, PNL și USR Plus, au comis erori, greșeli care le-au adus în această situație. Iar cele mai mari erori și greșeli în ambele partide și lipsă, din punctul meu de vedere de responsabilitate, este că au avut au demonstrat o lipsă de înțelepciune și de simț politic prin organizarea unor competiții interne, alegeri interne în partide în primul an de guvernare, foarte dure. Până la urmă, am mai văzut și la alte partide, s-au mai amânat alegeri, măcar cu un an de zile. Primul an de zile este esențial pentru orice guvernare, pentru orice mandat care își începe după alegeri. Cred că nu era o problemă de afectare a democrației interne din partid dacă întreaga energie a PNL, a USR Plus, s-ar fi concentrat exclusiv pe guvernare și mai puțin pe disputele interne. Disputele interne cred că au jucat un rol esențial în accentuarea și accelerarea acestei crize politice, care a devenit o criză guvernamentală și care riscă, prin consecințele despre care am discutat la nivelul populației, nemulțumiri, lipsă de încredere, speranță, riscă să provoace o criză sistemică de proporții. Deci poate ar fi trebuit amânat congresul, atât la PNL. Sau alte soluții, sigur, puteau să facă alegeri, dar, repet, energia, pare că în ultimele 3 luni energia acestor partide s-a concentrat mai mult pe disputele lor interne, în loc să se concentreze pe conducerea țării. Într-o situație de criză pandemică, repet,